Bună, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi o să facem o rețetă foarte bună, foarte gustoasă, care se numește tocăniță de porc scăzut și lângă ea facem macaroane fiartă. Haideți să vedeți ingredientele. Avem nevoie de carne de porc, care avem 600 de grame de carne de porc. Avem 3 cepe mari. Avem vreo 4 ardei gogoșari roșii, o legătură de pătrunjel, un ardei iute, avem macaroanele cu care o să le fierbem și, bineînțeles, nu trebuie să lipsească boiaua, sarea, piperul și puțin ulei. Deci cam din atâta o să fie o tocăniță scăzută cu carne de porc și cu macaroane lângă. Asta o să punem lângă ca garnitură. Așa că hai să curățăm legumele, să tocăm carnea, să punem să Avem o fiarbă. bucată de carne de porc din pulpe, e numai carne curată. O să le tăiem bucăți așa mai potrivită, nici foarte mare, nici foarte mică. O să vă arăt imediat. Și o să folosim foarte, foarte multă ceapă și ardei să facă un saft. Că vrem să facem o tocăniță scăzută, foarte scăzută. Și lângă ea o să facem macarone. Ați văzut? Uitați, așa le tăiem. Nici micuță, nici mari. Așa. Uitați. Le punem aici. Eu le-am spălat, dar o să le mai spăl o dată. Și după aia, după ce găt cu carnea, spălăm tocătorul și tocăm legumele, care o să le fac și ceapa și ardei și le tocăm mărunt. Nu durează foarte mult, mere foarte repede și este o mâncare sățioasă care o să vedeți ce repede se face și ce gustoasă e. Puteți să le tăiați mai mari sau mai mici, cum vă place. Eu am zis să nu fie nici foarte mari, nici foarte mici, să nu o găsești așa potrivite. Că cât e mai mic, cu atât fierbe mai repede, știți? No. Uitați-vă aici, am gătat carnea, o să mă duc repede să o spăl, să spăl și tocătorul și ne apucăm de ceapă și de După cum ardei. vedeți, am curățat ardei, am curățat ceapa, le-am spălat, acum le tocăm foarte mărunt. Uitați, avem foarte mult ardei și ceapă, v-am spus de ce, fiindcă vrem să aibă sap, sos. Sap înseamnă sos. Și cu macaroni servim lângă, deci o să fie foarte delicios. De-aia Bun. punem atâta ardei, ca să fie și gustoasă și să aibă și sos. Bună, vă salut și eu. Deci câți ardei ai pus? Mai spune-ne o dată, mamei. Nu, am pus vreo 4 ardei. Deci 4 gogoșari, 3 cepe destul Mari. de mari, un ardei iute și o legătură de pătrunjel. Asta va fi sosul tocăniței, ca să-l numim așa. Da. Dacă aveți o roșie, puteți să puneți și o roșie. Dacă aveți. Dacă nu, nicio problemă. Mere și fără, vă spuneam. Deci am gătat cu ardei. Acum o să tocăm ceapa. Nu trebuie foarte mărunt, că ea fierbe destul de mult ca să lasă sosul ăla. Dar totuși eu mărunțesc ca să nu dureze atâta. Cu cât e mai mărunt tocat ceapa, ardei, ce ar fi, cu atâta fierbe mai repede și carnea la fel. Cu cât e mai mică tăiată, fierbe mai iute. Așa că, dacă aveți timp, nu vă grăbiți, faceți-o mai mare, nu-i musai să o mărunțiți chiar așa, mărunt, mărunt. Da, dacă vă grăbiți, faceți-o mai mărunt, că fierbe mai repede. Dar pe oricum carnea are nevoie de un anumit timp de fierbere, aia oricum o fierbe mai repede. Da, dar Și are nevoie atunci... de sos, are nevoie de fierbere multă, normal. Păi asta spun, și atunci oricum legumele o să fiarbă destul. Da. Vreau să vă spun ceva, dragii mei.
Am văzut în comentarii, vreau să spun la doamna atât, că, vai, ce cruzime, că v-am povestit cu găina, dragii mei, dar ce atâta dramă, ce atâta figuri pe voi, la care m-a scris, ea mâncă găina vie? Ea n-o păcătuit, e fără păcat, am făcut o crimă, vai de mine, mamă, n-am știut că există așa o femeie cinstită, fără păcat, care mâncă găina netăiată, deci mâncă vie, mama mea, deci extraordinar, numai să uită la noi că am făcut o crimă, deci cruzime, da, seama, doamnă. Da. Ai tăiat găina? O zis că așa cruzime n-o auzit în viața ei. Vai, cum să fac eu așa ceva? Ea nu se mai uită la noi. Dați seama că i-am făcut crimă. Doamne ferește, de rău. Ce femeie fără păcat. Extraordinar. N-ai păcătuit, doamnă, în viața ta. Ești perfectă. Dar mă, tu mânci... asta nu e un păcat. Și în Biblie Dumnezeu scrie că a lăsat anumite animale. Nu știu, Maria, despre ce e vorba. Eu am povestit dimineața la cafea că atunci întâmplarea aia cu mama, când trăia mama, noi aveam găini și tăiam în fiecare sâmbătă și duminică găini, dar le tăiam de sâmbătă pentru duminică. Și eu am fugit, le-am prins și când am prins găina, trebuia tăiată, nu? Capul la găină. Și că era vie. Și atunci eu am stat cu găina sub picioare și soacră mea, mama, a venit după cuțit. Și tot așteptam să vină, să vină, să vină și nu mai ajungea cu cuțitul. Ea s-a pus să fac altceva, a uitat de mine că eu aștept cu cuțitul. Și atunci eu a stat mult și bine. Eu m-am nervat în timpul ăsta, n-am mai avut răbdare să stau după ea. Și atunci, normal, am rupt gâtul la găină. Și atunci, vai, când a auzit doamna, te-am povestit lucrul ăsta, deci gândiți-vă, vai, ce crimă am făcut, ce... am făcut păcat, e adevărat, am zis, îmi pare rău. Atunci eram tânără, era chiar la început, Maria, nu știu, a avut un an, deci acum a 30 și ceva de... Nu mai le povestesc, asta de-aia și spun acum, vreau să spun, eu povestesc vouă și ăsta, eu recunosc, da, am greșit, am fost tânără, nu m-am dat seama, fără minte, cum o zis și Mihai, gândiți-vă la 21 de ani ce știi, că nu știi nimic, normal, nu te gândești. Dar oricum acum găina urma să fie rău. Sacrificată, da, și tăiată. Da, asta îi spun la doamna. Oricum trebuia tăiat gâtul, că am rupt, e adevărat, soacră mea nu mai o mânca din ea și nu i-a plăcut că am făcut eu lucrul ăsta. Și eu, după aia m-am dat seama că am greșit, că nu trebuia să fac. Dar s-a întâmplat, eu v-am povestit, voi, mamă, ce dramă faceți, gata, am făcut crimă. Deci, vai de mine, ce... Nu voi, mami, eu fost adică o singură persoană. Adică doamna aia care m-a ăsta, dar nu era ea singură, mai a fost una, două doamnă, care, vai, tot s-o sfârmat. Da, mami, normal, părerile sunt împărțite, nu da, mai draga răspunde. Draga mea, da, nu mai răspund. De azi încolo, dragii mei, nu vă mai povestesc. Cum vedeți, am tocat ardei, am tocat ceapa, am făcut și pătrunjelul. Ardei le punem întreg, că e foarte iute și n-aș vrea să o toc și o scot afară după aia. Acum merem la ragaz, unde am pregătit o oală cu puțin ulei. Să călim ceapa, ardei și cam. Vedeți, am pus aici o cratiță, am pus ulei și acum am tocat ardei, ceapa și punem la călit, fără pătrunjel verde. Am pus tot, uitați cât avem, avem foarte mult, că vrem sap. Călim puțin, amestecăm, pun un pic de sare, că știți că sarea o moaie mai repede, uitați ce culoare faină are. Hai să punem o linguriță de sare. Uitați, o linguriță de sare. O să mai punem și piper. La sare am pus ca să se moaie un pic ceapa și ardei. Și lăsăm un pic să se moaie, să primească un pic de gust. Și mă duc să aduc și carnea.
Amestecăm. Uitați, am spălat carnea, care e tocată, e spălată, punem peste. Amestecăm și cu carnea. Se mișcă oala pe foc și trebuie să... Uitați așa, uitați ce bine arată. Acum punem boia dulce, uitați așa. Mai punem sare. Să nu fie foarte sărat. O să punem și piper. Așa. Amestecăm foarte bine. Așa. Și mă duc să aduc puțin apă. Punem apă peste, că trebuie să fiarbă ca să se facă un sos. Nu foarte mult, puțin. Un pahar de apă punem numai peste. Uitați ce culoare frumoasă are. Și acum mă duc să aduc apă. De asemenea, nu uitați că vă invităm ca de fiecare dată să vă lăsați părerea dumneavoastră în comentarii, să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal. De asemenea, vă așteptăm și pe Facebook și pe Instagram. Pe Facebook o găsiți pe mama sub numele de Rețete Margaret. Pe Instagram o găsiți pe mama sub numele de Rețete Simple Margaret, scris împreună cu litere mici. Vă mulțumim! Acum punem, uitați, puțin apă, cât apă, un pic, așa, nu foarte mult. Trebuie puțin, că știți că dacă n-are apă, se prinde, uitați, așa numai, un pahar. Și punem capacul și lăsăm să fiarbă. Trebuie să fiarbă cel puțin o oră până să formează sos. După ce o fiert tocana, o să fierbe macaronele separat în apă cu sare. Pun apă, băgăm sare în ea și când fierbe, băgăm macaronele. După cum vedeți, uitați, tocana fierbe. Așa, apa pentru teței am pus să fiarbă, deja fierbe. Băgăm o linguriță de sare în apă. Și acum, uitați, punem macaronele, care are 400 de grame. Așa. Amestecăm puțin în ea și lăsăm să fiarbă timp de 7 minute. După 7 minute, o străcor, punem pe ea un pic de sare, un pic de ulei și servim lângă, cu pătrunjel, lângă tocănița de porc. Așa că așteptăm să treacă 7 minute și o să străcurăm. Uitați ce bine arată tocana, ea mai trebuie să fiarbă, că nu-i fiartă încă. Mai trebuie să formeze un sos. Vedeți? Ea fierbe încet, mai trebuie, încă nu-i gata. Și când e gata, și tocana și tăiței, vinim cu rezultatul. Deci, dragii mei, s-o fiert. Am fiert o oră și ceva, ne-am pus pătrunjel, s-a îngroșat, uitați, așa arată. Și acum punem tețel și servim cu tocană. Uitați-vă aici. Aha. Deci am fiert pastele, uitați-vă aici, așa. Punem pe ea un pic de pătrunjel și lângă ea punem tocană. Dragii mei, asta este rezultatul, așa arată, tocana s-o fiert foarte bine, am fiert-o foarte mult, de o scăzut foarte tare, s-o îngroșat, trebuie fiert, că altfel dacă nu, nu se îngroașă sosul. Și vreau să vă spun că carnea asta de porc fierbe mai greu, așa că s-o făcut ca untul, am fiert peste o oră pe ea, așa că s-o fiert foarte bine, servim cu ardei iute, cine dorește, cine nu, nu. Cu paste foarte bune. Așa că asta este meniul de astăzi. Încercați și voi să vedeți cât e de gustos și de rapid. Așa că nu rămâne decât să vă invit la masă, să mâncați cu noi.
că este, cum v-am spus mai înainte, un meniu rapid, delicios, la îndemâna oricui, toată lumea poate să facă, să gustă, să vedeți cât e de delicioasă. Așa că eu vă urez poftă bună și vă spun la revedere, pupici! La revedere!